Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Sănătății. Andreea Badehahui sunt gazda dumneavoastră. Începem ediția de astăzi cu o consecință a celor discutate săptămâna trecută, atunci când am dezbătut subiectul valul 4 al pandemiei. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a făcut recent o afirmație potrivit căreia procentul de imunitate în țara noastră este de peste 40%. Cu o săptămână în urmă, mai exact la începutul lunii, acoperirea vaccinală în mediul urban a fost de 28,28%, iar în mediul rural de 14,22%. Obiectivul este de a crește numărul persoanelor vaccinate, în mod deosebit în rândul celor mai vulnerabili, care în fața variantei Delta au risc de două ori mai mare de spitalizare, putând să dezvolte forme grave cu risc de deces. În cadrul proiectului Orașul vaccinează satul, s-a demarat activitatea de vaccinare în aproximativ 95% din comunele din țara noastră, ceea ce înseamnă aproximativ 2776 de comune, și au fost finalizate activități de vaccinare în 58% dintre acestea, adică aproximativ 1700 la număr. În mediul rural, în total, de la debutul campaniei de vaccinare, prin toate mijloacele avute la îndemână, s-au administrat peste 2,5 milioane de doze de vaccin, aproximativ 26% din numărul total administrat în țara noastră până în acest moment, și au fost vaccinate cu peste 1,1 doze schema completă de vaccinare. Practic, rata de acoperire vaccinală în urban este de două ori mai mare decât ceea ce se întâmplă în mediul rural. Am fost și noi să vedem cum decurg lucrurile și vă arătăm și dumneavoastră în minutele următoare. Pentru a realiza acest material am plecat în zona rurală din județul Constanța. Vrem să vedem dacă cetățenii s-au vaccinat sau nu, dar și care sunt motivele pentru care au luat respectiva decizie. Nu voi vorbi doar cu cetățenii, ci și cu medicii de familie. Vrem să vedem dacă există un grad mulțumitor de vaccinare în comuna sau în satul din care provin și să vedem cum stau lucrurile, de ce se tem, cum se tem și cât de ușor le-a fost medicilor să le explice că nu sunt reacții adverse sau că este foarte bine să se vaccineze. Haideți să vedem ce am găsit în zona rurală din județul Constanța. V-ați vaccinat? Da. De ce v-ați vaccinat? Al patrulea val. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. De ce ați făcut asta? Pentru siguranță. Pentru siguranță, sănătate. O doamnă mai devreme îmi spunea că i-a fost frică de reacțiile adverse. Eu nu m-am gândit niciodată la reacția. Eu m-am gândit la bunăstare și la... Vin nepoții, vin rudele, să fim în siguranță. Deci am avut încredere și am făcut-o din ianuarie, prima. Am înțeles. Așa. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu. De ce nu v-ați vaccinat? Eu am operație la inimă. Am înțeles și pe considerentele acestea. Ați discutat și cu medicul de familie? V-ați consultat și cu el? Sau este o decizie pe care ați luat-o singur? Am doctora mea la Constanța, care mare în primire după operație și a vorbit fata cu dânsa la telefon și a spus să stau cu minte deocamdată că... Am înțeles. ...asta e situația. Eu nu... Cum să vă explic eu dumneavoastră? Nu, unde nu mă pricep, nu bag n-aș... Cerem sfatul unui specialist acolo unde ne pricepem. Să știe despre ce e treaba. Fac analize lunar, le... Am înțeles, da. Trimite fata prin telefonul lor, a ieșit așa, îmi spune medicul, mai au de-astea, mai le reduc, nu știu, dar mi-a zis... Deci ascultați sfatul medicului cu alte... Da, numai, altfel, păi dacă umbli și mai e ceva, dacă umbli din doctor în doctor, tot o afacere nu o faci. Că unul are o părere, altul are o altă părere. Eu de când m-am operat de 3 ani de zile, același medic. Foarte bine, nu faceți. L-am schimbat pentru că nu se poate. Foarte bine, foarte bine. Da. Dumneavoastră spuneați că v-ați vaccinat, da? De ce ați făcut asta? De ce v-ați vaccinat? Eu am fost plecați până afară, am doar vine acasă și să nu le cauze. Să nu le dați ceva, nu? Da, să nu le dați. Dar și să vă protejați dumneavoastră. Bineînțeles, să mă protejez și plus de asta, eu în fiecare am plec la stațiune, fac voi cu număr și trebuie să plec la stațiune și nu ne primesc acolo dacă nu ești vaccinat. Deci să înțeleg că v-ați vaccinat mai mult de nevoie sau mai mult pentru că ați crezut în eficiența vaccinului? Pentru că am crezut și în suficiența vaccinului, da. Și
și de nevoie, dar prima dată că am crezut că am făcut-o din mai. Exact pe 1 mai am făcut primul vaccin și a doilea pe 22 mai. Am înțeles. Și dumneavoastră? V-ați vaccinat și dumneavoastră, nu? Da, da? Aici, era făcut aici. Da. Mulțumesc mult de tot. Sănătate multă să aveți. Sănătate. V-ați vaccinat? Nu, nu. De ce nu? Pentru că nu ne-a vaccinat. Nu. Nu putem, nu vrem, de fapt. Nu vreți, nu? Nu vrem. De ce? Vă este frică? Frică? Da, e frică. De ce? Nu e frică. Da, v-ați consultat cu medicul de familie? Am zis că au multe reacții adverse. Da. Și vă e frică de ele. Nu văd că mai aveți un copilaș da. Foarte mic. E micuț, are 6 luni. Am înțeles. Cu medicul de familie ați discutat? Nu. Nu l-ați întrebat, nu? Nu. Și să înțeleg că nimeni din familia... Am auzit de la cineva, un vecin, că a făcut și a morțit gura și... Da, nu. Și de aceea nu vreți să vă vaccinați? Da. Am înțeles, da. Probabil că am și pe mine nu merge să facem. Dar nu credeți totuși că e riscant, mai ales că vine valul 4? Oricum o să fim obligați într-o zi să facem. Care are vaccinul iese la magazin, care nu... Deci până atunci înțeleg că rămâneți nevaccinată. Da. Am înțeles. Sănătate, sănătate multă. De ce nu v-ați vaccinat? Pentru că am avut boală în ați decembrie. Făcut? Da. Și m-am simțit cam rău, am dus, am făcut niște analize și zice că ați avut COVID. Sigur, sigur. Și din ce am înțeles, odată ce am avut, sunt imun și nu mai e problemă. Sunteți imun o perioadă? Am auzit chiar din gura ministrului sănătății, domnul Arafat, cum îl cheamă. Arafat e puțin în altă parte, tot pe domeniul sănătății, dar nu-i problemă. Da, cu medicul da, de familie v-ați consultat să vedeți cât timp puteți rămâne nevaccinați? Cu membrii familiei? Medicul de familie. Nu, cu medicul acum îl iau să-l duc la cabinet, la șef. Am discutat de chestia asta. Bravo. Mi-a zis la fel, dacă ai avut, stai liniștit deocamdată, nu e caz. E foarte bine că țineți legătura dar cu medicul. Dar ce e mai rău că s-aud zvonurile astea cu ei. Vaccinurile, ba sunt bune, ba nu sunt bune, ba au efect, ba nu au efect. Și ce credeți dumneavoastră? Eu cred că în funcție de nivelul de sănătate al fiecăruia. Vaccinul are sau nu are efect, dacă omul e sănătos, trece peste boală și cu vaccin și fără vaccin. E mai periculos la cei care s-au alimentat artificial, din magazin. Prin boală cum ați trecut? Ceva frisoane... Cum de obicei n-am avut niciodată, nu, eu nu am prea am zăcut eu la pat. Dar am stat cam două seri, am cam simțit așa. Și în rest, mi-am revenit, am fost la muncă, n-am stat să zac, n-am stat să bolesc. Nu am luat tratament. Deci ați avut o formă foarte ușoară. Păi de ce alege alea ușoare mai la... Așa s-a nimerit la dumneavoastră. Sănătate în continuare, sănătate din multă. Din întâmplare a luat-o și soția. Și la ea cum a fost? Ăla a fost mai ușor. Adică a trecut mai ușor. Mă zic, în lor, hai să ne facem și analize. Ne-am făcut și am dat cam 4 milioane. Am dat. Și tot ce ați avut COVID. Foarte bine. Am trecut și cu asta basta. Sănătate în continuare. Mulțumim dar, mult. Asta e părerea fiecăruia și rămân la ideea dacă ai imunitate, treci cu brio. Iar chestia cu vaccinatul e relativ. Poate ce am făcut și pot să mai iau? Nici eu nu mai înțeleg nimic. Vedeți așadar că părerile sunt împărțite. Am întâlnit și cetățeni care s-au vaccinat, alții nu. Unii care au motivat condițiile medicale. Poate că cel mai important este să se discute cu un medic de familie, cu o persoană avizată. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, nu degeaba această etapă de imunizare este recomandată de specialiști și nu degeaba au fost atât de multe boli eradicate, tocmai pentru că s-au vaccinat. Vine lumea la vaccinare? Au fost două campanii de vaccinare, pe listă acolo. Așa, și a fost prezentă lumea, a venit? Da, da. Grad mulțumitor în sensul acesta. Păi s-au vaccinat și la serviciu, că na, dacă lucrează în Constanța, sunt acolo. Sunt... programați. Au fost 20, 25, cam așa. Ce faceți cu cei cărora le este frică de vaccinare? Combateți cumva aceste gânduri? Nu trebuie să-i obligi pe oameni, dacă vor să vină, este... Decizia lor, da. Deci, da. Dar așa, ca număr de populație din această zonă, putem spune că un procent mare a venit să se vaccineze, un procent mai mic,
cam unde l-ați încadrat dumneavoastră? S-au dus la Cobadin, a fost în centru de vaccinare și s-au dus acolo și au făcut vaccin. S-au dus acolo, după care au fost și aici. Au venit la programarea care era acolo și afișată acolo, oamenii au venit. Bravo. Nu foarte mult, dar au venit. Adică, nu, să zic, 20-25. Am înțeles. La prima, 20 și la următoarea. Lumea vine să se vaccineze, avem și rapelul și avem și persoane la prima doză, atât cu Pfizer cât și cu Johnson. Așteptăm un număr cât mai mare de persoane care să vină să se imunizeze. Putem vorbi de o anumită medie de vârstă, adică semnalăm prezența... 40 de ani plus, momentan. Persoane mai tinere încă nu au venit, dar tocmai ce am ajuns, sperăm. Știu că le puneți niște întrebări, unii vorbesc și singuri așa, anumite lucruri. Vin din convingere pentru a se proteja sau vin de nevoie? Da, vin ca să se protejeze, au nevoie peste tot la muncă, dacă vor să plece în diferite locații, este nevoie de acest vaccin. Uite, este 11 fără un sfert acum. Da. Câți avem la ora asta? 7 persoane. 5 pe Pfizer și 2 pe Johnson. E mulțumitor? Da, este ok, momentan este ok. Cu ce vaccin v-ați vaccinat dumneavoastră? Pfizer. Cu Pfizer, da? De ce ați venit să vă vaccinați? E pentru siguranța noastră. Sunteți la prima doză sau la rapel? Sunt la rapel și pentru siguranța mea. Și cum v-ați simțit după prima doză și acum? Acum sunteți în primele 15 minute, nu? Da. Simțiți ceva? Da. Rapelul face. Rapelul l-am făcut. La prima doză a fost puțin amețel, dure de cap, dar a fost ceva suportabil. Nimic îngrijorător. Și dumneavoastră la fel? Primul. La primă sunteți, nu? Și cum vă simțiți? Deocamdată bine. Așa o să fie și în continuare, gândim pozitiv, nu? Speram să fie bine. De ce ați venit să vă vaccinați? Ce gând v-a determinat să veniți? Siguranța noastră, nu? Mă gândesc că a început de mult vaccinarea și v-ați gândit cam târziu, adică după mult timp, cu o mică așa întârziere, nu? Frică, de frică, nu? Păi. Și până la urmă, ce v-a făcut să îndepărtați frica? Inima zis că nu ne mai primește în magazine, că nu. Deci, cu alte cuvinte, mai mult de frică decât din convingere, nu? Păi. Cei din familia noastră s-au vaccinat? Nu. Numai fata cu copii, dar soțul, nu? Maică mea e cardiacă, mi-e frică să-i fac. Așadar, haideți să vedeți care este părerea unui medic care a avut amabilitatea de a ne primi în cabinetul său. Referitor la vaccinare, nu ne așteptam să vină număr foarte mare din cauza informațiilor din media care nu sunt conform și nu sunt date chiar de persoanele avizate, pentru că marea majoritate se informează de pe rețelele de socializare, unde sunt persoane care probabil au mai multă credibilitate, chiar dacă nu au informații, dar vin cu încredere, mai ales dacă stai și le povestești care sunt avantajele vaccinului. Cele mai multe persoane sunt dintre cele care pleacă în afară și au nevoie, deci sunt obligați cumva să facă vaccin. Bătrânii vin, dar mai întâi întreabă și normal că încercăm să-i convingem că nu există niciun risc. Persoanele tinere doar dacă au nevoie la locul de muncă vin și se vaccinează. Efecte secundare nu sunt și asta încercăm să-i convingem, că ideea se sperie, că ar apărea efecte secundare în timp, nu este adevărat. Efectele adverse care se presupune că ar apărea chiar n-au fost, deci aș putea spune câteva efecte adverse au fost la persoanele tinere. Cei de peste 40 de ani au tolerat foarte bine vaccinul, deci chiar n-am avut probleme. Ne-am întâlnit persoane care spun că vin să se vaccineze, așa cum am spus și dumneavoastră, pentru că am nevoie, nu din convingere, deci nu se gândesc la sănătatea lor. Am întâlnit și persoane care au refuzat efectiv vaccinarea spunând că le este frică, dar am întâlnit și persoane care s-au vaccinat din convingere, dar spun că au în familie membri care refuză categoric.
Deci iată că unii sunt ușor influențabili, unii deloc. Cum am spus, informațiile credibile sunt de la vecina de curte, ca să zic așa. Le este teamă să vină să întrebe. Pe cei pe care îi prindem, încercăm să-i convingem că este spre binele lor să fie vaccinați, pentru că, din câte știm, urmează valul 4. Și pe unii chiar îi convingem cu greu, dar reușim până la urmă să-i vaccinăm, ca să zic așa. Dumneavoastră sunteți unul dintre medicii de familie care a acceptat să vaccineze în cabinet. Categoric. A fost ușoară întreaga procedură, pentru că știu că a trebuit să adaptați cumva circuitul cabinetului la sistemul da. Sanitar, astfel încât să permită lucrul acesta, lucru care pe azi medicii i-a determinat să renunțe la această. Nu, n-a fost deloc greu. Probabil că singurul lucru de care s-au împiedicat a fost cererea pe care trebuiau să o depună la Casa de Asigurări de Sănătate ca să se emită contractul de colaborare ulterior. Deci probabil că acesta a fost lucru care i-a împiedicat. Lucrurile au mers foarte simplu. Ai făcut cerere, ai semnat contract cu Casa de Asigurări, Sanepidul îți livrează vaccinurile de câte ori ai nevoie. Deci ei sunt foarte prompți. Dacă ai cerut vaccin, în 2-3 zile deja primești comanda. Deci totul decurge absolut normal, surprinzător. Surprinzător, chiar totul este ok. Deci, adică atunci când vrei lucrurile poți Da, bineînțeles. Noi ne-am implicat în mai multe proiecte și ne-am asumat în general și aceste probleme birocratice, dar cu răbdare treci peste ele și se rezolvă foarte ușor. Dacă dumneavoastră ca medic ați acceptat să faceți lucrul acesta, cât de ușor a fost munca cu echipa, cu asistentele și cu A fost foarte, noastră? Foarte, foarte, când ai personal capabil și cu experiență în domeniu, nu este greu să lucrezi. Este foarte simplu. Chiar suntem pe aceeași lungime de undă, avem aceleași idei, aceleași păreri, adică orică vorbesc eu, orică vorbește doamna asistentă, lucrurile sunt la fel spuse. Adică avem aceeași putere de convingere față de cei care vor să vină la noi. Am remarcat că în mediul rural și asistentele au o credibilitate foarte mare în rândul pacienților. E necesară și confirmarea medicului, dar și asistentele reușesc. Da, sunt persoane care sunt mai reticente și vor să vorbească în mod deosebit cu medicul și atunci trebuie să intervii, cu toate că și medicul îi spune același lucru, dar parcă vine altfel, vine altfel din partea medicului, nu? Dacă a zis doamna doctor, înseamnă că așa este. Da, pot să spun că avem o putere de convingere în mediul rural, ei nu au unde să se ducă marea majoritate în altă parte și de aceea pentru ei suntem prima soluție, ca să zic așa. Cu greu îi convingem să se ducă și la specialist, încercăm să facem cât putem local, dar până la o anumită limită și mai departe, acum, na, depinde de fiecare. Și ca ultimă întrebare, în ceea ce privește vaccinarea în rândul copiilor, putem spune că mediul rural a început aceasta? În mediul rural încă nu s-a început această vaccinare. Noi vaccinăm în continuare după schema obligatorie. Doar vaccinurile pe care le-am făcut până acum, le facem și în continuare. Nu am primit încă nicio informare că putem demara și vaccinarea pentru copii. Anticovid. Anticovid, evident. Nu, deocamdată nu. Dar am întrebat cetățenii despre lucru, prea puțin, să știți, prea puțin. Ei probabil că acum, în așteptarea valului 4, se gândesc că acești copii nu au nevoie de vaccinare, că vor frecventa cursurile online și atunci nu există un pericol. Nu sunt conștienți că și ei pot fi purtători și poate chiar au nevoie de vaccin, atât pentru sănătatea lor ca și copii, cât și pentru a-i proteja pe cei din jurul lor. Mai avem puțin de muncă la subiectul ăsta. Campania de vaccinare a fost o provocare pentru autorități. Aceeași provocare a fost și pentru medicii de familie. În județul Constanța, de exemplu, au fost situații în care medicii de familie nu au avut pe cine să vaccineze, pentru că pacienții, cetățenii, au refuzat categoric vaccinarea, de cele mai multe ori pentru că le-a fost frică. Ce au făcut medicii de familie? N-au abandonat. Au căutat niște strategii. Au găsit câteva campanii care se pare că au avut impact. Micuț, dar au avut. Aici suntem în comuna Pecineaga, în centru chiar.
unde, iată, autoritățile ce panou au montat ca să fie văzut de toată lumea și ușor de citit. Cu mâinile curate se numește și spune că săpunul este singurul care chiar vă protejează de coronavirus. Iată că, care sunt cele 10 reguli de urmat. Spălați-vă des pe mâini, evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii, nu atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate, acoperiți nasul și gura când strănutați sau tușiți, nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului, curățați suprafețele cu dezinfectanți, folosiți masca, celebra deja mască, pachetele și produsele fabricate sau primite din China nu sunt periculoase, animalele de companie nu răspundesc acest virus și apelați 112 în cazul în care aveți febră tusă, au călătorit în țări cu cazuri confirmate și specificați acest lucru dispecerului. Este dat și un număr de telefon, telefonul verde, și spune clar aici că acest număr este destinat cetățenilor care doresc să obțină informații legate de prevenirea infectării cu COVID-19. Aici scrie COVID, dar nu contează. La asta se referă. Coronavirus, COVID-19. Iată un panou, spuneam că a fost montat aici, în centrul comunei Pecineaga, pentru cetățeni. Sigur, a fost de mult montat acest panou. Pentru cetățeni îi ajută să respecte, să învețe să respecte cele 10 reguli pentru a sta departe de coronavirus. Din categoria bravo, ceea ce am văzut acum aici. Plecăm așadar spre oraș cu mulțumire că am întâlnit și medici care promovează vaccinarea și care nu renunță atunci când întâlnesc pacienți nehotărâți. Trecem acum la un alt subiect, tuberculoza. O boală contagioasă care se transmite prin intermediul secrețiilor contaminate, eliminate în timpul strănutului, tusei sau vorbirii pe care aerogenă. Este o boală care nu se transmite prin intermediul obiectelor sau hainelor pacientului, utilizarea în comun a toaletei sau prin strângerile de mână. Mai puțin de 10% dintre contactii unui pacient contagios dezvoltă tuberculoză activă pe parcursul vieții. Însă riscul crește în cazul în care persoanele sunt imunodeficiente, adică suferă de boli autoimune, de neoplazii, diverse forme de cancer sau de HIV. Tableul simptomatic al bolii diferă în funcție de localizarea infecției. TBC-ul pulmonar fiind reprezentat de simptome precum lipsa poftei de mâncare cu scăderea greutății corporale neintenționate, stare febrilă, transpirații în special nocturne, turse persistente mai mult de 3 săptămâni. Diagnosticul de tuberculoză pulmonară se stabilește atât clinic cât și paraclinic, prin analize medicale de laborator și imagistice, precum radiografii toracice sau computer tomograf pentru evaluarea extinderii proceselor patologice la nivel pulmonar, dar și recoltarea de spută pentru stabilirea diagnosticului în cadrul laboratorului de microbiologie. Schema terapeutică utilizată în cazul TBC-ului cuprinde administrarea în asociere a 4 antibiotice, cu administrare în timp de 2 luni în doze calculate în funcție de greutatea corporală a bolnavului. Următoarele 4 luni de tratament presupune administrarea unor alte medicamente. După inițierea tratamentului se recomandă izolarea și urmărirea bolnavilor de tuberculoză timp de 2 săptămâni, în special la spital, dar și la domiciliu. Este așadar o perioadă solicitantă pentru pacient și iată de ce este important screeningul, tocmai pentru a diagnostica la timp această boală. Noi am mers în județul Tulcea, acolo unde o caravană a poposit în comuna Topoloc pentru câteva zile. Cetățenii au avut posibilitatea de a efectua o serie de investigații medicale pentru a preveni evoluția TBC-ului netratat. Aceste activități este de a depista și a controla tuberculoza, această boală, în toată țara, la noi în România. Care este parcursul vostru? Aici o caravană care a ajuns la Topoloc, dar ce traseu aveți voi? Cum sunteți programați? Păi noi începem pe județe și luăm comunele cele mai defavorizate, ca să spun așa, din județe respective. Un județ ține cam între 2 luni, 3 luni, depinde și de cererea care sunt, că au mai fost comune unde s-a mai cerut și a trebuit să ne reîntoarcem caravana să mai facem. Cum vezi participarea cetățenilor aici la Topoloc?
Sincer, aici chiar participarea a fost ok până acum la ora 11:30, sincer. Adică au venit destul de mulți oameni, nu mă așteptam chiar așa. De obicei, uitați, ca să vă spun sincer, comparând cu tura trecută Maramureș și uiteam unde am fost, erau mult mai puțin veneau oameni la caravană, adică nu știu, la 30, cred că am 30 până acum deja și mai avem din program, asta spun. Care este mai departe circuitul pacientului după această investigație? Pacienții vin, se înregistrează la colegul meu registrator, completează o serie de documente, după care vin la mine în caravană, îi înregistrez și eu în calculator și în registrul meu special, după care mergem înăuntru în camera de expunere și facem o radiografie pulmonară în incidență postero-anterior. Sunteți pensionar? Da. Cum îl cheamă medicul nostru de familie? E bărbat, femeie? Eu sunt iată Margareta, eu. Nu scrie. Medicul nostru de familie. Amin. Acum ai venit. Am înțeles. E vis-a-vis de noi. Dar n-am ajuns încă la dânsul. Câte persoane locuiți în curte? Trei suntem. Eu, fata și ginerile. A suferit vreodată de tuberculoză? Am suferit de boala asta la urmă care a fost, ziceți. Dar mi-a dat fata medicamente și mi-a revenit bine. Eu dimineața și seara medicamente, dar nu mai știu ce. Pentru ce? Pentru tensiune, pentru... Nu mai știu pentru ce. Ce se întâmplă mai departe? După ce am făcut această radiografie, aparatul pe care lucrez are un soft bazat pe inteligență artificială care îmi permite să văd dacă pacientul este suspect sau nu de tuberculoză pe loc. În cazul în care pacientul este suspect de tuberculoză, atunci voi reculta spută, adică flecmă, pe înțelesul tuturor, asta înseamnă spută. Iar această spută o vom duce la un laborator cu care parteneriatul, ca să spun așa, cu care colaborăm noi. Că noi mergem, deci avem laboratoare de genul sau spitale peste tot în județele pe care mergem, colaboratori de genul. Iar noi după ce recoltăm spută, mergem și le ducem la laboratorul respectiv și în urma analizei respective vedem dacă au sau nu au spută. De-aia spun, aparatul dă, ca să spun așa, o suspiciune, deci nu e nimic 100% sigur. Chiar dacă omul de aici este de la mine suspect de tuberculoză și recoltez, asta înseamnă că el are neapărat tuberculoză asta. De-aia trebuie să treacă prin acest procedeu, să meargă la laborator și în urma rezultatelor la laborator vom afla dacă are sau nu. Pe lângă asta, radiografiile astea sunt digitale și se transmit instantaneu la un medic specialist de la noi, de la Marius Nasta, de la București, iar la unul de la Tulcea cu care colaborăm. Acești medici specialiști citesc radiografiile și dau rezultate și pe aceste radiografii, în cazul în care pacientul are alte afecțiuni pulmonare în afară de tuberculoză. În buletinul, nu da. Sunteți suspecte de tuberculoză, da? Mulțumesc. Este în regulă. Mulțumesc. Da? Haideți să vă ajut să vă dați jos. Doamne ajută! De ce ați venit la această investigație? Am avut boala asta. Și două săptămâni mi-a fost greu. Dumnezeu. Asta cum să zice? Tuberculoză. Nu știu, mâncam, n-aveam gust, n-aveam, nu puteam să mănânc, vreo 4-5 zile n-am mâncat. Fata mi-a mai dat medicament, mai nu știu ce, mamă, mănâncă și îngrijește-te că altfel, dacă chem de la Tulcea, te ia cu salvarea. Și eu ce fac lângă mata? Și acum la investigație de ce ați venit? Am venit pentru plămâni. Să vedeți cum sunt plămânii, nu? Da, da. Și mi-a zis dânsul că e bine. Doamne ajută, maica! Sănătate multă! Să rămână sănătate, Doamne ajută! Da. Am păstrat pentru finalul acestei ediții acest material in memoriam profesor universitar dr. Octavian Dumitrung. S-a născut în 1957 în orașul Zărnești, din județul Brașov. A terminat liceul Ovidius aici la Constanța în 1976 la clasa specială de fizică. A făcut apoi Facultatea de Medicină Generală în București, promoția 1985. A ieșit de pe băncile facultății cu titlul de medic chirurgie generală. A fost cadrul didactic al Facultății de Medicină din Constanța. De-a lungul vieții a ocupat funcții importante în sistemul educațional, dar și în cadrul spitalelor.
Remarcabil chirurg în slujba comunității, membru al filialei Dobrogea a Uniunilor Scriitorilor din România, dispărut dintre noi anul trecut în mod neașteptat după ce coronavirusul a învins, profesorul universitar dr. Octavian Dumitru Ung și-a descoperit târziu vocea lirică, suficient însă pentru câteva volume de poezie care au reținut atenția și care exprimă un profund atașament față de spațiul dobrogean. În urmă cu câteva zile, un volum alcătuit din poeme de dragoste inedite pe care autorul nu a apucat să le publice a fost lansat. Am participat și noi la acest eveniment, de la care vă prezentăm imagini în minutele următoare. Domnule profesor, să știți că tuturor ne lipsiți! Tatăl meu este, prin excelență, o personalitate în istoria acestei țări, pentru că Dumnezeu l-a hrăzit cu darul de a dărui și de a se dărui celorlalți. Cuvintele sale sunt obrășitoare, poeziile sale sunt pline de filozofie, de ideal, de lumină, au legătură cu cerul, au legătură cu neamul. A fost un om foarte rar. Universul e mai sărac din punct de vedere fizic astăzi, cu o personalitate, dar universul cosmic și cerdesc și spiritual este cel mai bogat. Cu un limbaj extrem de elevat, de o maximă sensibilitate, așa cum spuneam, cu cuvinte foarte bine alese, cu o apropiere de sufletesc, de visare, profesorul Octavian Dumitru Ung își desfășoară o altă față decât cea din meseria de zi cu zi. Am convingerea că tatăl meu trăiește și continuă să trăiască nu numai în inimile și în amintirile celor care l-au iubit, ci și prin toate mărturiile pe care le-a lăsat în drumul său. Cel pe care îl omagiem ne vede, ne simte și se bucură. A lăsat o zestre inestimabilă. Marele român, marele ardelean, marele dobrogean, om îndrăgostit și fascinat de toată frumusețea mării, de tot ce este mai frumos în noi toți. Am primit binecuvântarea de la Dumnezeu ca cel pe care îl omagiem astăzi, poetul, scriitorul Octavian Dumitru Ung, să ne fie tată. Acest copac e trup, din trupul țării sfânt, și-o fi veșnic de volumul de poezii Drumuri de ieri, a cărui copertă a fost realizată de pictorul Constantin Grigoruță și care ar fi trebuit să aibă lansarea în preajma zilei de 15 martie acestui an. Însă, iată, o sărbătorim astăzi într-o zi de mare însemnătate religioasă. Poate că nu în mod întâmplător această carte începe și se termină în mod simetric, cu două porunci: să faci iubire și să speri, porunci care au fost adevărate călăuze în drumul tatălui meu. Iubirea și credința în Dumnezeu, speranța că binele va birui. Acesta a fost crezul tatălui meu. Vreți să-l cunoașteți? Citiți-i poeziile. Vreți să aflați cine este Dumitru Octavian Ung? Citiți poeziile, pentru că este un cercetător,
un iubitor, un istoric, un om care ne plimbă prin toată Atlantida, prin toată Dacia străbună, ne duce de pretutindeni unde au vizitat mari spirite ale Universului. Și mai presus de toate ne învață și ne dă porungă să fim iubire. Mesajul este atât de adânc în fiecare poezie. În volumul de față, Drumuri de ieri, reconstituit din manuscrisele pe care familia le-a găsit după trecerea prea timpurie în lumea de dincolo a lui Octavian Dumitru, se regăsește aceeași sensibilitate ca în toate volumele pe care dumneavoastră le aveți expuse și pe care familia a vrut să le vedeți, ca să vedeți cât de mult era preocupat atât de medicină cât și de literatură. Și a dedicat astfel viața binelui și frumosului, având convingerea că prin perseverență, prin pasiune, prin dedicare, prin dragoste, prin bunătatea sa, va schimba această lume. Un om care a avut o lumină în sufletul său, care i-a dat expresie în versurile și în spirile sale. Murim repetat în fiecare seară, amăgindu-ne că avem somnul liniștit. În fapt este doar o repetiție a repausului de sănăși. A făcut artă în știința chirurgiei și a performat la nivel de geniu în orice alt domeniu în care s-a implicat. Atât de mult a strălucit ca profesor, a iscusit chirurg, dar n-a strălucit mai puțin în scrierile sale și în luările sale de cuvânt. Dacă mâine nu voi mai fi, pentru că am dispărut grăbit dintre voi fără să spun ceva, să știți că aș mai fi avut câteva de făcut și de împlinit și că nu am plecat nici bucuros, nici cu voia mea și fără un consimțământ informat. Să căutați pe al doilea raft din stânga, în bibliotecă, unde am ținut o viață cărțile mele și unde veți găsi cam tot ce am scris, deși știu că acum nu mai are nicio importanță, dar poate cineva va răsfoi aceste pagini și mă va întâlni. Mai am pe raftul din dreapta un manuscris desertar pe care nu am vrut în acești ani să-l public, dar azi nu mai contează dacă este tipărit și vor citi și alții adevărurile lumii mele. Aici se încheie ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire peste o săptămână. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.